Bună ziua! Am venit astăzi să fac o partidă la puntă, la boloneză, spărău Someș. Folosesc o boloneză de 7 metri, un blade bolo, și momeala de astăzi o să fie arpacaș. Am aici un kilogram de arpacaș, sper că se vede, l-am fiert. L-am lăsat câteva minute la fiert, 6-7 minute, după care l-am lăsat numai să stea în apa aia fierbinte să umfle. Să momesc un pic. În cârlig pun arpacaș, o babă tău de arpacaș, văd, specializată scobarul, da? Se poate să intre și clean, morunaș, tăticuță, montura, folosesc o plută de 2 grame, o plută cu tijă, am un plumb colisat cu fir, o alică de plumb și încă un plumb de semnalizare, jos, sper că se vede, plută, plumb colisant, și încă un plumb de semnalizare. Un cârlig numărul 14, cârlig mic, cu 2 bobe de arpacaș. La arpacaș, să văd cât pot să prind. Thank you.
voi îți descoperă la ce mic e. Place la arpacaș. Acolo. A mai venit un clenuț. Și aici o să închei partida de astăzi. Am păstrat câțiva pești pentru poză de final. Îmi arăt acum. A fost o partidă frumoasă. Am prins câțiva clen, scobar, morunaș. Nu a fost rău pentru o partidă de toamnă târzie, aproape chiar iarnă. Asta e și captura de astăzi. Niște clenuți, un morunaș, am mai eliberat câțiva la oblete, un scobărel, nu a fost rău. Până data viitoare, numai bine și fire bine.